Dacă apreciați cadourile handmade, realizate cu atenție, iscusință și entuziasm, în minutele următoare vă prezentăm locul unde le puteți confecționa personal. În periplul nostru prin țară, am descoperit un mic atelier la Comana și am văzut câte lucruri minunate se pot crea din hârtie reciclată manual. Aici suntem în atelierul în care colega mea, Nicoleta Carcef, care este în echipa Moara de Hârtie de mai bine de șapte ani, este din Comana, realizează carnețelele noastre de însemnări, care au mare succes la copiii și adulții care ne vizitează. O parte din carnetele noastre sunt realizate manual pe diverse tehnici. Aici avem o colecție la care lucrează Nicoleta și care la final arată așa. Este o colecție în care am implicat și o artistă, Margareta Udrescu, care nu mai este acum printre noi, dar noi îi păstrăm memoria vie prin aceste carnețele. Și în acest moment Nicoleta realizează fasciculele acestui carnet. Chiar am în mână un carnet din această colecție care se numește Culorile prieteniei și uh, pe acest carnet scrie dragoste. L-am numit uh, Pământ al oamenilor, după opera lui Antoine de saint -Exupery. și uh, ca acesta sunt și alte carnete, avem mai multe carnete din această colecție și nu numai, uh, colecțiile noastre sunt variate în cei... Uh, 12 ani, am realizat mai multe tipuri de carnete pentru a, fi, a avea o gamă variată uh, și a le oferi vizitatorilor noștri și nu numai, pentru că aceste carnețele se află și în librării. O paletă mai largă de obiecte. Ce e interesant e că aceste carnete au desenele unor artiști români pe ele, pe lângă Margareta Odrescu și Beatrice Iordan, ne-a desenat mai multe colecții și ele sunt manufacturate de oameni din comunitatea noastră. De asemenea, avem și alte carnete realizate din hârtia de mână, pe care o facem la moara de hârtie. Acestea sunt realizate din hârtie reciclată industrial, dar noi reciclăm hârtie și manual, și o să, o să vă arătăm imediat cum facem acest lucru. Cum spuneam, trebuie să fim inovativi, creativi și să realizăm obiecte care să aibă succes în zilele noastre pentru ca activitățile de aici să poată continua. Și legat de ce am mai gândit noi așa inovativ, pot să vă spun despre ideea cărțișorului. Cărțișorul care este un mărțișor, o carte în miniatură, da, care conține versurile autorilor români sau fragmente literare uh, ale oamenilor de cultură uh, și pe care l-am lansat până acum în fiecare an. Este un mărțișor care îmbină foarte multe lucruri. Pe de-o parte, dragostea de natură, pentru că folosim hârtie și hârtie reciclată de noi, dragostea de literatură, de cultură și în același timp punem în valoare și munca oamenilor din comunitatea noastră. Am vizitat așadar și atelierul de fabricat hârtie cu plante și semințe. Haideți să descoperim acest univers fascinant! Cum se confecționează această hirtie? Atelierul nostru este un atelier de hârtie de mână de secol 21, adică păstrăm uh, tehnica, păstrăm tradiția manufacturării hârtiei, însă am inovat. Am inovat în primul și în primul rând cu echipamentele pe care le vedeți. Ele sunt noi nouțe, sunt făcute acum în secolul 21, dar sunt practic inspirate din echipamentele tradiționale cu care se manufactura hârtia. Și semne, am inovat și în ceea ce privește materia primă, adică noi acum lucrăm cu hârtie de birou. Hârtie de birou chiar și imprimată, pe care o măcinăm în holandul de măcinare, iar apoi pasta obținută o punem în această vană, punem în ea și petale de flori sau iarbă verde ca să fie fiecare foaie de hârtie unică și repetabilă, iar apoi cu ajutorul formei de hârtie facem foile de hârtie. Și copiii pot face acest procedeu pe care l-a explicat dumneavoastră? Exact. Organizăm în mod curent ateliere de meșteșuguri, inclusiv ateliere de hârtie de mână cu copiii și copiii vin aici cu clasa, fac câte o foaie de hârtie pe rând și apoi o iau acasă și pleacă acasă cu hârtia pe care au făcut-o. Cum a venit yes. ideea? Ne-am dat seama că trebuie să păstrăm cumva istoria artelor grafice și atunci am pornit de la început, am pornit de la hârtie. Apoi am completat cu experiența tiparului, tiparului înalt și apoi alegătoriei, astfel încât în spațiul acesta avem toate cele trei meșteșuguri surori. În Evul Mediu, așa erau numite meșteșuguri de surori, pentru că împreună, una ajutând pe cealaltă, se putea la finalul uh, unui proces să se obțină o carte. Iar uh, noi... Cu toate că ne numim moară de hârtie, adică practic numele vechi al atelierilor în care se realiza hârtia de mână, am înglobat în numele acestei hârtie de mână toate cele trei meșteșuguri legate de carte, adică hârtia, tiparul și legătoria de carte. Ce particularități mai aveți dumneavoastră aici în calitate de hârtie, nu, de fabricarea hârtiei? Um, am început să facem hârtie și nu doar din materialul de care vă spuneam, din hârtia de birou, ci am început să facem hârtie și din diverse plante, din iarbă, de exemplu. Suntem parte a unui proiect european. Chiar recent am participat la o conferință internațională pe care am găzduit-o noi aici, în România. Și în cadrul acestui proiect, de exemplu, ca să vă dau un singur exemplu, am lucrat cu iarbă. Iarba elefantului sau miscantus, cum se numește. Am luat iarba, am procesat-o, am măcinat-o așa cum măcinam și hârtia, am adăugat și hârtie reciclabilă pentru ca să iasă puțin mai albă hârtia noastră și am creat inclusiv diverse produse. Am aici, de exemplu, în mână două tipuri de produse pe care vi le pot arăta. Sunt carnete de însemnări, unele sunt puțin mai pretențios legate cu copertă tare, iar altele sunt mai simplu, manufacturie legate. Copertele sunt din hârtie cu miscantus, cu iarba elefantului, iar interiorul este dintr-o hârtie reciclată industrial ca să poată scrie pe ea. Avem clienți și societăți sau organizații sau agenții guvernamentale care comandă aceste carnete pentru a fi date fie colegilor, fie date ca și cadouri. Și cum le mai putem personaliza, pentru că am văzut aici petale de flori, nu? Putem pune și petale de flori și altceva. Putem personaliza aproape uh, infinit. Putem pune petale de flori, putem pune, de exemplu, cafea, putem să punem, nu știu, oh. pătrunjel, că sună ciudat așa. Uh, am făcut hârtie cu semințe de legume pentru cineva din zona aceasta a agriculturii nu există limite în a gândi o hârtie particularizată. Important este cine dorește acest lucru să ne abordeze, să putem să vedem dacă putem să realizăm și apoi să vedem dacă, într-adevăr, costurile pe care noi le avem pot fi acoperite câte client și putem să facem aproape orice cu aceste hârtii de mână de secol 21. Nu vă costă pe dumneavoastră un procedeu de fabricare a hârtiei acesta. Luați hârtia, vă donează cineva de la hârtia de birou? Hârtia de birou o primim într-adevăr donație de la organizații sau de la societăți care uh, nu o să o arunce, ne dau nouă ca să ne o reciclăm. Noi lucrăm doar cu hârtie de birou imprimată simplă, iar costul, ca să glumesc un pic, cât costă o mașină. Este exact <sus> același lucru. Depinde ce e în mașina respectivă, ce e în hârtia aceasta, prețurile variază, Prețurile sunt, mai mari, pentru că vorbim de foarte multă manoperă, de ore întregi de manoperă și la procesarea hârtiei, la formarea hârtiei și apoi mai departe, la imprimarea ei, legarea ei și așa mai departe. Deci sunt foarte multe procese, dar prețurile sunt, într-adevăr, uh, mai mari decât dacă se fac pe scară industrială, pentru că este manufactură, dar produsul obținut este unic. Nu avem niciodată două canete care să fie identice. Adică dacă cineva se uită acum și are hârtie de birou, ar putea să vă contacteze, să vă doneze sau cum? Pentru următorul an nu, pentru că am primit foarte multă hârtie recent și încă consumăm din ea. Noi nu consumăm foarte multă hârtie, pentru că suntem o manufactură, nu suntem o fabrică industrială care să consume foarte multă hârtie, dar în principiu da.